să fie casa celui veșnic sfânt. Aici s-aducem laudă și închinare acelui care este veșnic viu și sfânt și merită doar cinste și onoare. Aici să fie casa unde frații mei că diavol în genunchi în fața ta, cu mâinile întinse către ceruri ei, un legământ cu tine vor avea. Din cântare în cântare să se aprindă în adunare jefa laudei de închinare, ca pe muntele cel sfânt să cunoască fiecare că tu ești în adunare și însoțești a ta lucrare cu puteri din Duhul Sfânt. Din cântare în cântare să se aprindă în adunare jertfa laudei de închinare, ca pe muntele cel sfânt să cunoască fiecare că tu ești în adunare și însoțești a ta lucrare cu putere din Duhul Sfânt. Casa unde ochii tăi zi și noapte zilei vor privi. Aici să fie casa unde frații tăi cu rugăciun, cu laude vor veni. Atunci când va veni aici străin din pricina numelui tău cel sfânt, să fie și ascultat lirul, căci tu ești Dumnezeu, căci tu ești sfânt. Din cântare în cântare să se aprindă în adunare jertfa laudei de închinare, ca pe muntele cel sfânt să cunoască fiecare că tu ești în adunare și însoțești a ta lucrare cu putere din Duhul Sfânt. Din cântare în cântare să se aprindă în adunare jertfa laudei de închinare, ca pe muntele cel sfânt să cunoască fiecare că tu ești în adunare și însoțești a ta lucrare cu putere din Duhul Sfânt. Să vin la mine
și plin de dorul tău. Te chem să vii la mine și plin de dorul tău. Ce-aș face la necaz, de n-ai fi tu să mângâi, lovitul meu obraz, ce-ai n-ai fi tu să mângâi, lovitul meu să mă